Domnul președinte, declarația mea politică de astăzi se intitulează la 25 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990. Premierul Victor Ponta preia comportamentul și apucăturile președintelui Ion Iliescu. La acest sfârșit de săptămână se împlinesc 25 de ani de la mineriada din vara anului 1990, considerată cea mai brutală și cea mai sângeroasă dintre toate cele 6 mineriade care au avut loc în România după 1989. Oficial, 6 morți, peste 1000 de răniți, de persoane arestate și o intervenție a forțelor de ordine și a minerilor aduși din Valea Jiului împotriva golanilor din piața Universității. Bilanțul real al evenimentelor rămâne însă neclar și acum. Evenimentele din 13-15 iunie 1990 au fost precedate de manifestațiile anticomuniste din piața Universității. Mii de bucureșteni, majoritatea lor tineri, se adunaseră încă din 22 aprilie pentru a cere eliminarea din viața publică a foștilor demnitari care au slujit regimul Ceaușescu. Ceea ce a început cu un protest pentru libertate și democrație a sfârșit într-o baie de sânge. La apelul președintelui Ion Iliescu, câteva garnituri de tren pline cu mineri din Valea Jiului ajung în București, unde, timp de 2 zile, recurg la acte de o violență extremă împotriva protestatarilor și al oricărei persoane suspecte că subminează democrația. Înarmați cu băte, minerii au instaurat haosul în capitală. Sloganul moarte intelectualilor sau noi muncim, nu gândim, aceștia au atacat și devastat sub false pretexte sediul Partidului Național Liberal și pe cel al Partidului Național Țărănesc, sediul ziarului România Liberă, au agresat și bătut cu cruzime mii de bucureșteni pentru simplul motiv că erau studenți, purtau ochelari, aveau barbă sau se aflau în clădirea universității. La final, președintele Iliescu le-a mulțumit ortașilor pentru că sunt o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică muncitorească, oameni de nădejde și la bine și mai ales la greu. Atunci, efectele în plan intern și extern au fost catastrofale. România a ratat startul reformelor atât de necesare și a fost izolată an la rândul pe plan diplomatic. La un sfert de secol de la acele evenimente, PSD folosește practici nedemocratice similare celor folosite de FSN în vara anului 1990 pentru a-l apăra pe Victor Ponta, care refuză să demisioneze din fruntea guvernului, deși este urmărit penal și acuzat de corupție. Victor Ponta stă agățat de putere, cu riscul de a întoarce România din drum, de a arunca într-o profundă criză de imagine. Când opoziția anunța că va organiza o acțiune de protest ca reacție la refuzul lui Ponta de a demisiona, premierul a anunțat că a amenințat cu contramanifestații, așa cum a făcut pe vremuri procesorul Ion Iliescu. Intenția de a confirma că primarul capitalei autorizat PSD să organizeze un meeting concomitent cu lanțul uman, anunțat de PNL. Mulțumesc!